Ce înseamnă un milion de secunde de mișcare? Campania Un milion de secunde de mișcare este o parte importantă a proiectului de anul acesta, a campaniei Bucurie în Mișcare, și este practic o invitație sau o provocare lansată tuturor celor care iubesc mișcarea, prin care ne dorim ca împreună să acumulăm un milion de secunde de mișcare. Campania Un milion de secunde este parte integrată a campaniei Bucurie în Mișcare. Cum poate contribui? Cum se poate contribui la această campanie? Fiecare persoană care rezonează cu această idee de a iubi mișcarea, iubesc mișcarea, poate să se filmeze, să-și facă un mic videoclip în care face mișcare, în modul în care îi place cel mai mult, să-l posteze pe profilul personal de Facebook cu hashtagul iubesc mișcarea. Iar noi vom acumula toate aceste clipuri, le vom contoriza și sperăm să ajungem până la sfârșitul campaniei, care este până în 11 iunie va fi, la acest obiectiv măreț al nostru, să avem un milion de secunde de mișcare acumulate împreună. Pe lângă faptul că fiecare persoană care iubește mișcarea contribuie în acest fel la proiectul Un milion de secunde de mișcare, avem și premii pe care le acordăm săptămânal videoclipurilor celor mai haioase sau celor mai inspirate, și mai există și alte premii surpriză. Bucurie în Mișcare este campania care anul acesta se desfășoară în 16 orașe din România și 4 orașe din Republica Moldova. Este cea mai mare și mai importantă platformă de mișcare în masă din România în acest moment. Vor fi anul acesta, timp de 4 weekenduri consecutive, în a doua jumătate a lunii mai, în fiecare weekend câte 4 orașe, în care vom sărbători împreună Bucuria în Mișcare în cadrul unor evenimente de 2 sau 3 zile adresate publicului larg, de toate vârstele. Invităm bunici, invităm familii cu copii mici, avem jocuri pregătite pentru toate vârstele, mini-competiții sportive, multe, multe activități atractive, interesante și care pot să ne arate că sunt nenumărate feluri în care ne putem bucura în mișcare.